Acest clip este sponsorizat de GearBest, sursa ta pentru electronice ieftine și de calitate. Salut băieți și fete, eu sunt Dan de la Geek Chronicle și astăzi am pregătit pentru voi o recenzie mai detaliată pentru Dogic 5. Pentru acest model de telefon am făcut și un unboxing, dacă sunteți interesați să vedeți cum arată pachetul sau pur și simplu conținutul pachetului, puteți da click aici în partea dreaptă a ecranului în colțul sus. În schimb, în acest clip am să mă axez mai mult pe 3 părți și cumva să-l aduc în prim plan pe telefon mult mai bine față de cât am făcut un unboxing. În ideea că o să discut exact și foarte specific despre aspectul fizic al modelului, despre partea hardware și partea software. Acum, aspectul fizic. În primul rând, ce țin să spun e că telefonul arată destul de generic. Ca de altfel, ca orice model de 5-5 de buget. Că trebuie să vă aduc aminte că telefonul costă $60. Deci nu are nimic special, să zici, caracteristic ca să-l facă să sară în evidență. Asta poate fi un lucru bun, asta poate fi un lucru rău, depinde cumva de, nu știu, cumva de gusturile fiecăruia. Acum, în partea din fața dispozitivului, ce găsim? În partea de jos, butoanele capacitive, cum deja ne-am obișnuit la telefoanele cu Android, gen de back, home și de meniu. În partea de sus este senzorul de proximitate împreună cu senzorul care reglează luminozitatea ecranului. Aici este buzzerul care faceți apeluri, care auziți interlocutorul apelului. Camera frontală de 2 megapixeli. În lateral, butonul de volum, butonul de power, care butonul de volum are un click destul de ferm. În schimb, butonul de power, mie personal nu îmi place. Nu în ideea că nu are un click bine definit, ci mai mult că pare un pic forțat în carcasă. Nu știu, aceasta este părerea mea. În jos avem speakerul sau difuzorul împreună cu microfon. În partea opusă butoanelor de volum și power nu avem nimic. În partea de sus jack-ul de 3.5 și cablul micro USB pentru încărcat și transfer de date. Iar în spate senzorul de 5 megapixeli împreună cu flash-ul. Acum, la interior, trebuie să trageți, e cumva separată carcasa din spate de cea din față, este un lucru bun pentru că o scoți foarte ușor după cum ați văzut. La interior aveți slotul pentru card microSD care suportă maxim 32 de giga, deci probabil să puteți pune mai mult, dar nu mă luați în serios, verificați înainte, deși ar fi probabil să puteți. Două SIM-uri, pentru că modelul este dual SIM, 3G pe ambele și în același timp și dual standby. Bateria, care este de 2400. Și aici sunt niște marcaje pentru 3D stereo, tehnologie care suportă telefonul. Adică este recomandat pentru media consumption și în general asculta muzică. Acum, că am vorbit despre partea hardware exterioară, să trecem la performanță efectivă și la hardware-ul interior, dacă pot să-i spun așa. Telefonul are un procesor MediaTek quad-core. Mai exact, pentru cei care sunt interesați și vor să verifice performanța sau știu eu, să compare pur și simplu, este modelul MTK 6580, are 1 GB de RAM, 8 GB memorie internă, după cum am spus, suportă și cardul. Pe lângă asta, telefonul suportă 3G și suportă lungimile de bandă de la noi, PRD și Vodafone și Orange. Pe lângă asta, display-ul frontal are 5.5 și este IPS și este foarte sharp. Are o densitate la pixel
peste 200, în general, nu știu, am ce observat eu la 2G, nu prea specifică e de setată la pixel, dar vă garantez că display-ul este destul de sharp și nu prea se observă pixele. La claritate, la sharpness mai bine spus, aș putea să-l compar cu un S3. În schimb, claritatea culorilor, nu știu, la S3, cel puțin mie, sau S4, de exemplu, mie mi se par un pic mai vivide, de asta datorită ecranului AMOLED. Deci, nu știu, la fel, cumva rămâne la aprecierea fiecăruia. Dar, în schimb, panoul este destul de ok așa mare, deci nu poți să te plângi. Culorile sunt reprezentate destul de bine. Na, mie îmi plac puțin culorile să sară mai mult în evidență, adică să avem un contrast mai puternic. Acum, după cum v-am spus, depinde de fiecare. Ce trebuie să mai menționez la telefon? Bateria, care am spus de 2400, deși pe site e 2200, dar nu știu, modelul ăsta vine cu 2400. Nu pot să mă plâng cu privința bateriei, în privința bateriei. Camera, ce trebuie să mai menționez la camere, că ambele sunt interpolate la o rezoluție mai mare, dar prin software. Hardware-ul, după cum am spus mai devreme, e 5 pe camera din spate, numai că este interpolată la 8, și pe frontală este de 2, cea nativă hardware, numai că este interpolată la 5. Diferența nu o vezi prea mult, numai că am observat și lăsat așa și niște imagini, parcă puțin pare prelucrată, dar nu-i mult. Deci pentru Facebook sunt ok pozele. Dacă vrei, oricum, sincer vorbim, performanță prea mare cu camera frontală și principală nu o să faci. Deci acum nu poți cere prea multe. Mai ales la banii ăștia. Am mai rămas acum ca să discutăm despre partea software a telefonului. 2GX5 are Android 5.1 Lollipop, destul de stock, nemodificat. Singurele modificări sunt la launcher, după cum puteți vedea, iconițele sunt puțin rotunjite. Și în rest mai are niște funcții specifice, cumva niște gesturi cu care poți controla telefonul și acestea le găsiți la Gesture Unlock. Și dacă nu mă înșel, sunt și undeva pe aici, System Gestures și Smart Somatosensory. Nume ciudat, se încălcește limba în gură când pronunți, dacă mai e. În principal, funcțiile, astea cum o să le iau puțin pe rând ca să înțelegeți cam ce fac fiecare așa mare măcar. Gesture Unlock vă oferă posibilitatea, în timp ce telefonul este blocat și ecranul este blocat în special, să intrați în aplicații sau pur și simplu să-l deblocați. Aici câteva din ele, și una dintre preferatele mele e Double Tap ca să treziți telefonul, Slide Up pe ecran ca să-l deblocați, Slide Down în camera, slide în dreapta și în stânga ca să treceți printre melodii. Și ar mai fi aici undeva jos System Gestures, care aici sunt strict pentru răspuns la apeluri și pus telefonul pe silențios, gen îl întorci ca să pui telefonul pe silențios sau nu mai știu care era la apeluri. A, dădeai cumva prin fața senzorului de proximitate și îți conecta apelul cu persoana care te suna. În rest, sper să nu fi omis nimic. A, dar mai fi asta, somatosensorii, care tot la fel se folosește de senzori de proximitate ca să dai skip la piese, să treci de la o piesă la alta sau prin galerie ca să navighezi. Ca performanță la benchmark Titan, ca să închid cumva partea de software, telefonul na, a scos undeva de la 20.300-20.400. Dacă cam la 20.300 am văzut că e media lui. Deci o performanță decentă, mai ales la bugetul ăsta. Undeva, ca să vă dau ca punct de referință, e undeva aproape de Galaxy S3. Foarte aproape, dacă nu peste Galaxy S3. Cumva la avantajul și sistemul de operare automat. Aici mai sus este Galaxy Note 4. La bench, deci face cam jumate cât un 4, da, e de așteptat oricum. Altceva pe partea de software, sper că n-am omis nimic, dar cam asta ar fi în mare, oricum v-am spus, se mișcă super bine telefonul,
mai ales datorită sistemului de operare, că e făcut atât de, și după cum vedeți, puteți vedea și destul de multe task-uri în background. Zic, sistemul de operare e făcut în așa fel încât să nu încetinească telefonul inutil. Și asta datorită faptului că nu are un skin pus, ceea ce e big up pentru Doge. Cam asta a fost parte de software și acum să trecem la anunțarea câștigătorului și doresc cu ocazia asta să-i urez felicitări. Acum am mai rămas ca să prezint câștigătorul telefonului sau câștigătoarea. Am stat așez cumva numele aici pe ecran. În momentul când va fi uploadat acest clip, cel mai probabil o să fie și trimis un mail pe adresa de e-mail care a lăsat-o în comentarii și o să discutăm cumva detaliile livrării. Pe lângă asta am să te rog, nu știu dacă ai chef și timp, să pui un clip video sau fotografie când îți ajunge telefonul pe pagina geekchronicles.ro, pe pagina de Facebook. Și cam atât a fost cu recenzia O idee mai detaliată la Doge X5. Am să vă rog să mă urmăriți pe canale social media, oricum am să le atașez aici. Și dacă v-a plăcut să dați un like sau dacă nu v-a plăcut un dislike și un subscribe canalului, să știți că mă ajută enorm. Da, cam asta a fost, vă mulțumesc foarte mult pentru atenție și cum ați suportat în clip și vă doresc o săptămână cât mai faină.